Ieri, conducerea PSD a făcut o vizită de lucru în Mehedinți. Președintele PSD Marcel Ciolacu, secretarul executiv al PSD Paul Stănescu și ministrul sănătății Alexandru Rafila au mers alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, dar și alături de primarul Marius Creciu la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin pentru a vedea stadiul investițiilor. Se investește în sănătate în județul Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a pus pe primul plan sănătatea mehedințenilor. Astfel, în prezent, se derulează investiții în infrastructura de sănătate, în valoare de 200 milioane lei, fonduri europene și din bugetul județului. Implementează în curtea spitalului 4 proiecte pe fonduri europene. Cel mai mare proiect privește modificarea din temelia clădirii mare a spitalului. Se vede că am început cu anveloparea exterioară, s-au schimbat ferestrele, poate iarna se va lucra la interior. Este un proiect de 84 de milioane de lei, cea mai mare parte din fonduri europene, iar aici în față se construiește o nouă unitate de primire urgență, pater și etaj. Spate acolo am semnat ieri contractul de execuție pentru construirea unui heliport pe același proiect. În partea opusă s-a construit deja un ambulator integrat al spitalului, iar în spatele spitalului avem finanțare, contractul semnat pentru un spital modular. Se va modifica din temelii aspectul spitalului, domnule președinte, și secțiile exterioare, să știți că sunt în reabilitare. Consiliul Județean Mehedinți derulează investiții în valoare de 200 milioane de lei, fonduri europene și din bugetul județului, la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, unitatea centrală UPU și ambulatoriu, secțiile TBC și psihiatrie și secția externă de la Vânjul Mare. Acest proiect mare presupune recompartimentarea interioară. Vom avea grupuri sanitare în toate saloanele. Se vor înnoi toate rețelele electrică, termică și sanitară. Instalațiile pe absolut toate specialitățile vor fi refăcute. Vom reface absolut toate finisajele și vom reorganiza fluxurile medicale conform normelor în vigoare. Felicitări! Avem proiecte pentru Spitalul Județean și secțiile exterioare finanțate din fonduri europene în cea mai mare parte, de la bugetul județului și de la Ministerul Sănătății, în valoare de 230 de milioane de lei. N-am ratat nicio oportunitate de finanțare pentru spital. Avem 8 proiecte în momentul de față finanțate din fonduri europene, numai și numai pentru Spitalul Județean. Spitalul de la Strehaia, pe care l-a vizitat domnul ministru, este finanțat, e aproape gata, prin PNDL 2. Și o clădire istorică, foarte frumoasă, refăcut, păstrat partea frontală și rest este absolut perfect. Iar noi, de la Consiliul Județean, din bugetul propriu și cu sprijin de la domnul ministru, de la Ministerul Sănătății, modernizăm spitalul de la Vânjul Mare, undeva în vara anului viitor va fi gata. Cele două spitale au fost închise în 2011, Vânjul Mare și Strehaia, și sperăm ca după ce le modernizăm să le redeschidem. Felicitări! Mulțumim! Felicitări! Aceste investiții importante pentru județul Mehedinți nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul PSD, fără susținerea de care organizația PSD Mehedinți o are de la nivelul conducerii centrale a partidului. Atât ministrul sănătății Alexandru Rafila, cât și președintele PSD Marcel Ciolacu l-au felicitat pe președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu pentru faptul că acordă o atenție deosebită domeniului sănătății. Astfel se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, în așa fel încât mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară.